Immanuel Kant, Critica rațiunii pure, Deducția conceptelor pure ale intelectului, secțiunea a doua, despre principiile a priori ale posibilității experienței. Ca un concept să fie produs cu totul a priori și să se raporteze la un obiect, deși el însuși nu face parte din conceptul experienței posibile, nici nu este compus din elementele ale unei experiențe posibile, este cu totul contradictoriu și imposibil. Deoarece atunci el n-ar avea niciun conținut, din cauza că nu i-ar corespunde nicio intuiție, întrucât intuițiile, în genere, prin care ne pot fi date obiectele, formează câmpul sau obiectul total al experienței posibile. Un concept a priori care nu s-ar raporta la ele nu ar fi decât forma logică a unui concept, dar nu ar fi conceptul însuși prin care ceva ar fi gândit. Dacă există deci concepte pure a priori, ele pot cei drept să nu conțină nimic empiric, dar trebuie să fie exclusiv condiții a priori ale unei experiențe posibile, singura pe care se poate întemeia realitatea lor obiectivă. Dacă vrem deci să știm cum sunt posibile concepte pure ale intelectului, trebuie să cercetăm care sunt condițiile a priori de care depinde posibilitatea experienței și care stau la baza ei, chiar dacă facem abstracție de tot empiricul fenomenelor. Un concept care exprimă, general și suficient, această condiție formală și obiectivă a experienței s-ar numi concept pur al intelectului. Dacă am concepte pure ale intelectului, pot gândi desigur și obiecte, care sunt poate imposibile, poate posibile în sine, dar nu pot fi date în nicio experiență, întrucât în legarea acelor concepte poate fi omis ceva care să aparțină necesar condiției unei experiențe posibile, ca în conceptul spirit, sau concepte pure ale intelectului pot fi extinse mai departe decât poate cuprinde experiența, ca în conceptul de Dumnezeu. Dar dacă elementele tuturor cunoștințelor a priori, chiar ale ficțiunilor arbitrare și absurde, nu pot fi împrumutate, cei drept de la experiență, căci altfel ele nu ar fi cunoștințe a priori, ele trebuie însă să conțină totdeauna condițiile pure a priori ale unei experiențe posibile și ale unui obiect al acesteia, căci altfel, nu numai că prin ele nu ar putea fi absolut nimic gândit, ci ele însele nici nu s-ar putea măcar naște fără dată, în gândire. Găsim aceste concepte care cuprind a priori gândirea pură în orice experiență în categorii și înseamnă a da o deducție suficientă a lor și o justificare a valabilităților obiective, dacă putem dovedi că numai cu ajutorul lor poate fi gândit un obiect. Dar cum într-o astfel de idee este vorba de ceva mai mult decât de unica facultate de a gândi, anume intelectul, și acesta, el însuși, ca facultate de cunoaștere care trebuie să se raporteze la obiecte, are la fel nevoie de explicare cu privire la posibilitatea acestui raport, noi trebuie să examinăm mai întâi, nu în natura lor empirică, ci în natura lor transcendentală, izvoarele subiective care constituie fundamentul a priori al posibilității experienței. Dacă fiecare reprezentare particulară ar fi cu totul străină de altele, dacă ar fi, așa zicând, izolată și separată de ele, nu s-ar naște niciodată așa ceva ca ceea ce este cunoașterea, care este un ansamblu de reprezentări comparate și legate. Dacă deci îi atribui simțului o sinopsis din cauza că el conține diversitate în intuiția sa, atunci acestei sinopsis îi corespunde totdeauna o sinteză, și receptivitatea nu poate face posibile cunoștințe decât în unire cu spontaneitatea. Acesta este principiul unei întreite sinteze care se prezintă necesar în orice cunoaștere, anume, sinteza aprehensiunii reprezentărilor ca modificări ale simțirii în intuiție, aceea a reproducerii acestor reprezentări în imaginație, aceea a recunoașterilor în concept. Aceste trei sinteze conduc la trei izvoare subiective de cunoaștere care fac posibil însuși intelectul și prin acesta orice experiență considerată ca un produs empiric al intelectului. Observație preliminară.
Deducția categoriilor este legată de atâtea dificultăți și ne constrânge să pătrundem atât de adânc în primele principii ale posibilității cunoașterii noastre în genere, încât pentru a evita întinderea vastă a unei teorii complete și totuși pentru a nu neglija nimic într-o astfel de cercetare necesară, am găsit că e mai oportun să-l pregătesc mai mult pe cititor decât să-l instruiesc prin următoarele 4 numere și să prezint în mod sistematic explicarea acestor elemente ale intelectului în secțiunea a treia care urmează. Cititorul nu se va lăsa, deci, descurajat de obscuritate, care este inevitabilă la început pe un drum neumblat încă, dar care, cum sper, se va lămuri în secțiunea amintită până la o înțelegere deplină. 1. Despre sinteza aprehensiunii în intuiție. De oriunde ar proveni reprezentările noastre, fie că sunt produse de influența lucrurilor externe sau de cauze interne, fie că s-au format a priori sau empiric ca fenomene, totuși ele ne aparțin, ca modificări ale simțirii de simțul intern, și ca atare toate cunoștințele noastre sunt supuse în cele din urmă condiției formale a simțului intern, adică timpului, în care toate trebuie orânduite, legate și puse în relații. Aceasta este o observație generală pe care trebuie să o punem neapărat ca fundament în ceea ce urmează. Orice intuiție conține în sine un divers, care totuși n-ar fi reprezentat ca atare dacă simțirea nu ar distinge timpul în seria impresiilor succesive. Căci, ca fiind cuprinsă într-o singură clipă, fiecare reprezentare nu poate fi niciodată altceva decât unitate absolută. Pentru ca din acest divers să poată apărea unitatea intuiției, ca de exemplu în reprezentarea de spațiu, e necesară mai întâi parcurgerea diversității și apoi reunirea ei. Acțiune pe care o numesc sinteză a aprehensiunii, fiindcă este îndreptată direct spre intuiție, care oferă cei drept un divers, dar nu poate niciodată, fără o sinteză preliminară, să producă acest divers ca atare și ca fiind cuprins într-o reprezentare. Această sinteză a aprehensiunii trebuie efectuată și a priori, adică în raport cu reprezentările care nu sunt empirice. Fără ea, noi n-am putea avea a priori nici reprezentările de spațiu, nici pe cele de timp, fiindcă acestea nu pot fi produse decât prin sinteza diversului pe care îl oferă sensibilitatea în receptivitatea ei originară. Noi avem, deci, o sinteză pură a aprehensiunii. 2. Despre sinteza reproducerii în imaginație. Este fără îndoială numai empirică legea după care reprezentările care s-au succedat adeseori sau s-au însoțit sfârșesc prin a se asocia între ele și prin a forma o astfel de legătură după care, și fără prezența obiectului, una din aceste reprezentări efectuează o trecere a simțirii la alta, conform unei reguli constante. Dar această lege a reproducerii presupune ca fenomenele însele să fie supuse real unei astfel de reguli și ca diversul reprezentărilor lor să se însoțească sau să se succeadă în conformitate cu anumite reguli. Altfel, imaginația noastră empirică nu ar avea niciodată ceva de făcut care să fie conform facultății ei și ar rămâne deci ascunsă în interiorul simțirii ca o facultate moartă și necunoscută nouă înșine. Dacă chinovarul ar fi când roșu, când negru, când ușor, când greu, dacă un om s-ar transforma când într-o formă animală, când în alta, dacă în ziua cea mai lungă pământul ar fi acoperit când cu fructe, când cu gheață și zăpadă, imaginația mea empirică nu ar avea nici măcar prilejul de a primi în gândire chinovarul greu cu reprezentarea culorii de roșu. Sau dacă un anumit cuvânt ar fi atribuit când unui lucru, când altuia, sau dacă același obiect ar fi numit când într-un fel, când în altul, fără ca să domnească o anumită regulă căreia fenomenele să-i fie supuse prin ele însele, nicio sinteză empirică a reproducerii nu ar putea să aibă loc. Trebuie deci să existe ceva care face posibilă această reproducere a fenomenelor, servind ca principiu a priori unei unități sintetice necesare a fenomenelor. De aceasta ne convingem ușor, dacă ne gândim că fenomenele nu sunt lucruri în sine, ci numai un simplu joc al reprezentărilor noastre, care în cele din urmă duc la determinări ale simțului intern.
Dacă putem demonstra că și cele mai pure intuiții a priori ale noastre nu procură cunoștință, afară de cazul când conțin o legătură a diversului care face posibilă o sinteză completă a reproducerii, această sinteză a imaginației este de asemenea întemeiată, anterior oricărei experiențe, pe principii a priori și trebuie să admitem o sinteză transcendentală pură a ei, care ea însăși stă la baza posibilității oricărei experiențe, întrucât aceasta presupune în mod necesar reproductibilitatea fenomenelor. Este evident că dacă trag în gând o linie sau vreau să gândesc timpul de la o amiază la alta sau chiar numai să-mi reprezint un anumit număr, trebuie mai întâi, în mod necesar, să sesizez una după alta în gândirea mea aceste reprezentări diverse. Dacă aș pierde mereu din gândirea mea reprezentările precedente, cele dintâi părți ale linii, părțile precedente ale timpului sau unitățile reprezentate succesiv, și dacă nu le-aș reproduce pe măsură ce înaintează spre următoarele, nu s-ar putea produce nicio reprezentare întreagă și nici una din toate ideile amintite mai înainte, nici măcar cele mai pure și prime reprezentări fundamentale de spațiu și timp. Sinteza aprehensiunii este deci unită inseparabil cu sinteza reproducerii. Și cum această sinteză constituie principiul transcendental al posibilităților tuturor cunoștințelor în genere, nu numai al celor empirice, ci și al celor pure a priori, sinteza reproductivă a imaginației aparține acțiunilor transcendentale ale simțirii și, luându-le în considerare, vom numi și această facultate facultatea transcendentală a imaginației. 3. Despre sinteza recogniției în concept. Fără conștiința că ceea ce gândim este identic cu ceea ce am gândit cu o clipă mai înainte, toată reproducerea în seria reprezentărilor ar fi zadarnică. Căci ar fi o nouă reprezentare în starea actuală care nu ar aparține deloc actului prin care ea ar fi trebuit să fie produsă încetul cu încetul și diversul acestei reprezentări n-ar constitui niciodată un întreg, fiindcă i-ar lipsi unitatea pe care numai conștiința i-o poate procura. Dacă, numărând, uit că unitățile pe care le am prezente înaintea ochilor au fost adăugate de mine succesiv unele la altele, nu aș recunoaște producerea numărului mai mare prin această adăugare succesivă a unității la unitate, prin urmare nici numărul. Căci acest concept constă pur și simplu în conștiința acestei unități a sintezei. Cuvântul concept ne-ar putea conduce de la sine la această observație. Această conștiință, una, este aceea care reunește într-o reprezentare diversul, intuit succesiv și apoi și reprodus. Această conștiință poate fi adeseori slabă, astfel încât noi o unim cu reproducerea reprezentării numai în efect, iar nu în actul însuși, adică imediat. Dar cu toate aceste deosebiri, trebuie totuși să se găsească totdeauna o conștiință, deși îi lipsește claritatea izbitoare și fără care conceptele și cu ele cunoașterea despre obiecte ar fi cu totul imposibile. Și aici e necesar să facem inteligibil ce înțelegem prin expresia de obiect al reprezentărilor. Am spus mai sus că fenomenele însele nu sunt decât reprezentări sensibile care trebuie considerate în sine, exact ca atare și nu ca obiecte în afara imaginației. Ce se înțelege când se vorbește despre un obiect care corespunde cunoașterii și, prin urmare, e și distinct de ea? E ușor de sesizat că acest obiect trebuie gândit numai ca ceva în genere. De exemplu, X, fiindcă afară de cunoștința noastră, noi nu avem nimic pe care să-l putem opune acestei cunoștințe ca fiindu-i corespunzătoare. Dar găsim că ideea noastră despre raportul oricărei cunoștințe cu obiectul ei cuprinde în sine ceva necesar, dat fiind că acest obiect e considerat ca ceea ce e pus în fața cunoștinței, că și cunoștințele noastre nu sunt determinate la întâmplare sau arbitrar, ci într-un mod anumit a priori, fiindcă, urmând a se raporta la un obiect, ele trebuie să concorde, de asemenea, necesar între ele cu privire la acest obiect, adică trebuie să aibă acea unitate care constituie conceptul despre un obiect. Dar cum noi nu avem de a face decât cu diversul reprezentărilor noastre și cum acest X, care le corespunde, obiectul, nu e nimic pentru noi, fiindcă trebuie să fie ceva distinct de toate reprezentările noastre,
Este clar că unitatea pe care obiectul o face necesară nu poate fi altceva decât unitatea formală a conștiinței în sinteza diversului reprezentărilor. Atunci vom spune, cunoaștem obiectul dacă am efectuat unitate sintetică în diversul intuiției. Dar această unitate este imposibilă dacă intuiția n-a putut fi produsă printr-o astfel de funcție a sintezei potrivit unei reguli, care face necesară a priori reproducerea diversului și face posibil un concept în care se unifică acest divers. Astfel, noi gândim un triunghi ca obiect când suntem conștienți de așezarea celor trei linii drepte după o regulă conform căreia o astfel de intuiție poate fi totdeauna reprezentată. Această unitate a regulii determină tot diversul și îl limitează la condiții care fac posibilă unitatea a percepției și conceptul acestei unități este reprezentarea despre obiectul X pe care îl gândesc cu ajutorul predicatelor amintite ale unui triunghi. Orice cunoaștere reclamă un concept, fie el oricât de imperfect și de obscur. Dar acesta este, în ce privește forma lui, totdeauna ceva general și ceva care servește ca regulă. Astfel, conceptul de corp, după unitatea diversului, care e gândit cu ajutorul lui, servește ca regulă cunoașterii noastre despre fenomenele externe. Dar o regulă a intuițiilor nu poate fi decât prin aceea că, la fenomenele date, ele reprezintă reproducerea necesară a diversului lor, deci unitatea sintetică în conștiința despre ele. Astfel, conceptul de corp, în percepția a ceva exterior nouă, face necesară reprezentarea întinderii și, cu ea, a impenetrabilității, a figurii, etc. La baza oricărei necesități se află, totdeauna, o condiție transcendentală. Trebuie, deci, să se găsească un principiu transcendental al unității conștiinței în sinteza diversului tuturor intuițiilor noastre, prin urmare și a conceptelor obiectelor în genere, prin urmare și a tuturor obiectelor experienței, principiu fără care ar fi imposibil să gândim un obiect oarecare pentru intuițiile noastre. Căci obiectul nu este nimic mai mult decât ceva despre care conceptul exprimă o astfel de necesitate a sintezei. Această condiție originară și transcendentală nu este alta decât a percepția transcendentală. Conștiința de sine, efectuată de determinările stării noastre în percepția internă, este numai empirică, totdeauna variabilă, nu poate exista un eu constant și permanent în această curgere a fenomenelor interne și e numită de obicei simț intern sau a percepției empirică. Ceea ce trebuie să fie reprezentat necesar ca numeric identic nu poate fi gândit ca atare cu ajutorul datelor empirice. Trebuie să fie o condiție care precedă toată experiența și face posibilă experiența însăși, care trebuie să facă valabilă o astfel de supoziție transcendentală. Nu pot avea loc în noi cunoașteri, legătură și unitate a acestor cunoașteri între ele, fără acea unitate a conștiinței care precedă toate datele intuițiilor și numai în raport cu care e posibilă orice reprezentare de obiecte. Voi numi această conștiință pură, originară și imuabilă a percepției transcendentală. Că ea merită acest nume rezultă clar din aceea că și unitatea obiectivă cea mai pură, anume cea a conceptelor a priori, spațiu și timp, nu sunt posibile decât prin raportarea intuițiilor la această apercepție. Unitatea numerică a acestei apercepții stă, deci, a priori, la baza tuturor conceptelor, tot astfel precum diversitatea spațiului și a timpului se află la baza intuițiilor sensibilității. Dar tocmai această unitate transcendentală a percepției face din toate fenomenele posibile, care se pot găsi vreodată reunite într-o experiență, o legătură a tuturor acestor reprezentări după legi. Căci această unitate a conștiinței ar fi imposibilă dacă simțirea, în cunoașterea diversului, n-ar putea deveni conștientă de identitatea funcției prin care unitatea aprehensivă unește diversul în mod sintetic într-o cunoaștere. Astfel,
Conștiința originară și necesară a identității de sine însăși este totodată o conștiință a unei unități, la fel de necesare, a sintezei tuturor fenomenelor prin concepte, adică după reguli, care le fac nu numai necesar reproductibile, ci îi determină prin aceasta și intuiției lor un obiect, adică un concept despre ceva, în care ele se înlănțuie necesar. Căci simțirea nu ar putea gândi și încă a priori propria sa identitate în diversitatea reprezentărilor ei dacă nu ar avea înaintea ochilor identitatea acțiunii, care supune unei unități transcendentale întreaga sinteză a aprehensiunii, care este empirică, și conceptele noastre despre un obiect în genere. Toate reprezentările au, ca reprezentări, obiectul lor și pot fi, la rândul lor, obiecte ale altor reprezentări. Fenomenele sunt singurele obiecte care ne pot fi date nemijlocit și ceea ce se raportează în ele nemijlocit la obiect se numește intuiție. Dar aceste fenomene nu sunt lucruri în sine, ci numai reprezentări care, la rândul lor, își au obiectul lor, care deci nu mai poate fi intuit de noi și, prin urmare, poate fi numit obiect non-empiric, adică transcendental. X. Conceptul pur despre acest obiect transcendental, care de fapt în toate cunoașterile noastre este totdeauna identic, X, este ceea ce poate procura tuturor conceptelor noastre empirice, în genere, un raport cu un obiect, adică realitate obiectivă. Acest concept nu poate conține nicio intuiție determinată și nu va privi, deci, altceva decât acea unitate care trebuie să se întâlnească într-un divers al cunoașterii, întrucât acest divers se află în raport cu un obiect. Dar acest raport nu este altceva decât unitatea necesară a conștiinței, deci și a sintezei diversului cu ajutorul funcției comune a simțirii, care constă în a lega într-o reprezentare. Iar fiindcă această unitate trebuie să fie considerată ca necesară a priori, pentru că altfel cunoașterea ar fi fără obiect, raportul cu un obiect transcendental, adică cu realitatea obiectivă a cunoașterii noastre empirice, se va baza pe legea transcendentală că toate fenomenele, întrucât prin ele urmează să ne fie date obiecte, trebuie să fie supuse regulilor a priori ale unităților sintetice, care fac numai ele posibil raportul lor în intuiția empirică. Adică ele trebuie să fie supuse în experiență condițiilor unității necesare a percepției, așa cum în simpla intuiție sunt supuse condițiilor formale ale spațiului și timpului, ba chiar că orice cunoaștere nu e mai întâi posibilă decât datorită acestei duble condiții. 4. Explicare preliminară a posibilității categoriilor ca cunoaștere a priori. Există numai o experiență în care toate percepțiile sunt reprezentate ca fiind într-o înlănțuire completă și logică. Tot așa cum este numai un spațiu și un timp în care au loc toate formele fenomenului și toate relațiile existenței sau ale non-existenței. Când se vorbește de diferite experiențe, nu e vorba decât de tot atâtea percepții aparținând ca atare uneia și aceleiași experiențe generale. Unitatea universală și sintetică a percepțiilor constituie într-adevăr tocmai forma experienței și ea nu este altceva decât unitatea sintetică a fenomenelor prin concepte. Dacă unitatea sintezei prin concepte empirice ar fi cu totul contingentă și dacă aceste concepte nu s-ar întemeia pe un principiu transcendental al unității, ar fi posibil ca o mulțime de fenomene să umple sufletul nostru, fără ca totuși din aceasta să rezulte vreodată experiență. Dar atunci ar dispărea și orice raport al cunoașterii la obiecte, fiindcă i-ar lipsi legătura care se face în virtutea legilor universale și necesare. Prin urmare, ea ar fi, cei drept, intuiție vidă de gândire, dar niciodată cunoaștere, deci pentru noi ar fi tot una cu nimic. Condițiile a priori ale unei experiențe posibile în genere sunt în același timp condițiile posibilității obiectelor experienței. Eu afirm că toate categoriile menționate mai sus nu sunt altceva decât condițiile gândirii pentru o experiență posibilă, așa cum spațiul și timpul conțin condițiile intuiției pentru această experiență.
Prin urmare, și ele sunt concepte fundamentale pentru a gândi obiecte în genere corespunzătoare fenomenelor și au deci a priori valabilitate obiectivă, ceea ce am vrut propriu-zis să știm. Dar posibilitatea și chiar necesitatea acestor categorii se întemeiază pe relația pe care o are întreaga sensibilitate și cu ea și toate fenomenele posibile, cu apercepția originară, în care totul trebuie să fie necesar în conformitate cu condițiile unității universale a conștiinței de sine, adică să fie supuse funcțiilor generale ale sintezei, anume ale sintezei prin concepte, în care numai a percepția își poate dovedi a priori identitatea universală și necesară. Astfel, conceptul de cauză nu este altceva decât o sinteză, a ceea ce succede în seria cronologică cu alte fenomene, efectuată prin concepte. Și fără o astfel de unitate, care își are regula a priori și își supune fenomenele, nu s-ar găsi o unitate completă și generală, deci necesară, a conștiinței în diversul percepțiilor. Dar ele nu ar mai aparține atunci niciunei experiențe. Ar fi, prin urmare, fără obiect și nu ar fi decât un joc orb al reprezentărilor, adică mai puțin decât un vis. Toate încercările de a deriva din experiență aceste concepte pure ale intelectului și de a le atribui o origine numai empirică sunt deci cu totul sterile și zadarnice. Nu vreau să dau ca exemplu decât conceptul de cauză, care cuprinde în sine caracterul de necesitate pe care nicio experiență nu o poate da. Experiența ne învață desigur că unui fenomen îi succede de obicei alt fenomen, dar nu că cel din urmă trebuie să-i succeadă în mod necesar celui din tâi. Nici că se poate conchide a priori și în mod cu totul general de la primul la cel de-al doilea, precum se conchide dintr-o condiție la consecință. Dar această regulă empirică a asociației, care trebuie admisă pretutindeni când se spune că totul în seria evenimentelor este supus regulilor în așa măsură încât niciodată nu se întâmplă ceva fără să fi fost precedat de altceva căruia îi urmează totdeauna această regulă, considerată ca o lege a naturii, întreb eu, pe ce se întemeiază? Și cum este posibilă această asociație însăși? Principiul posibilității asociației diversului, întrucât se găsește în obiect, se numește afinitatea diversului. Întreb deci, cum vă faceți inteligibilă afinitatea universală a fenomenelor, cu ajutorul căreia ele sunt supuse legilor constante și trebuie să le fie supuse? După principiile mele, această afinitate este foarte inteligibilă. Toate fenomenele posibile aparțin, ca reprezentări, întregii conștiințe de sine posibile. Dar de această conștiință, considerată ca o reprezentare transcendentală, identitatea numerică este inseparabilă și ea este certă a priori, fiindcă nimic nu poate interveni în cunoaștere decât cu ajutorul acestei apercepții originare. Cum această identitate trebuie să intervină necesar în sinteza oricărui divers al fenomenelor, întrucât ea urmează să devină cunoaștere empirică, fenomenele sunt supuse unor condiții a priori cu care sinteza lor, sinteza aprehensiunii, trebuie să fie universal conformă. Reprezentarea unei condiții generale, după care poate fi pus un anumit divers, prin urmare, într-un mod identic, se numește o regulă și se numește o lege când acest divers trebuie să fie pus altfel. Toate fenomenele se află, deci, într-o legătură universală după legi necesare și, prin urmare, ele sunt într-o afinitate transcendentală din care cea empirică nu este decât o simplă consecință. Afirmația că natura urmează să se orienteze după principiul nostru subiectiv al apercepției, ba chiar că urmează să depindă de el în ce privește legitatea ei, pare desigur absurdă și stranie. Dar dacă ne gândim că această natură nu este în sine decât un ansamblu de fenomene, prin urmare că nu este un lucru în sine, ci numai o multitudine de reprezentări ale simțirii, atunci, nu ne vom mira să o vedem numai în facultatea radicală a întregii noastre cunoașteri, anume în apercepția transcendentală, în această unitate care singură îi permite să fie obiect al oricărei experiențe posibile, adică natură. Și se va înțelege prin aceasta însăși că noi putem cunoaște această unitate a priori, prin urmare și ca necesară, lucru la care firește ar trebui să renunțăm,
dacă ea ar fi dată în sine, independent de primele izvoare ale gândirii noastre. Căci atunci eu nu aș ști de unde ar trebui să luăm judecățile sintetice ale unei astfel de unități universale a naturii, fiindcă în acest caz ar trebui să le împrumutăm de la obiectele naturii însăși. Dar cum aceasta nu s-ar putea face decât empiric, atunci de aici nu ar putea fi scoasă altă unitate decât una contingentă, care însă e departe de a fi suficientă înlănțuirii necesare pe care o gândim când o numim natură.